You know. No, fuck him. Run, 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 come here right now. Here right now. Here right now. Salutare lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Faction. E bine, este primul episod din acest sezon. Ei, chestia e că aici avem stone pentru legend. Ei, i-am pus eu să-mi dea ceva stone, deoarece trebuie să mă ocup de bază și eu nu avem așa de mulți bani. Sau am primit cadou, ei! Și a băgat și cineva în facțiune, deci suntem bogați. Iar e și mecheria, cei doi sunt abonații care i-am promis că o să-i bag facțiune. Și totuși, ideea de bază e ca cea veche, adică rămânem la ideea aia. Adică pur și simplu facem 32 de camere ca să încapă toată lumea. Și acum chiar vreau să le umplem, adică înainte de wipe erau eram în jur de adică pun și ei. Eram în jur de 15 persoane și aveam 32 de camere, ceva de genul, adică eu destul de urât. Acum 32 de camere, avem 32 de oameni băgăm, nu? Deci avem. Și o să facem și academie, deci nu chiar vreau să fim o facțiune mare și unită. Sau mai multe facțiuni mari și unite. Ok. Ok. Sper că am înțeles așa. Adică, bine, chestia e că XP așa a muncit cel mai mult, adică i-am dat și mod, frate. Uite aici. Eu am muncit la toată baza, cred că am muncit singur, voi vă dați seama. A strâns un chest dublu de obsidian, frate. Destul de mult muncește băiatul, dar na. Și am dat mod drept mulțumire. Destul de șmecher, bă, adică, na. Ai un chest, ce ți răștea, mă? Da, cred că stone. Ok, hai să facem așa șmecherie. Momentan nu am idee de decoruri, adică nu vreau să facem ca cealaltă bază. Și vreau să facem în bază decoruri de Crăciun, că tot ce se vine Crăciunul și o să ne prindă fără bază decorată de Crăciun. Yeah! Ok, hai să mai punem. Bă, zic că camerele sunt destul de mari, adică 5x5 dacă nu înșel. Adică, frate, ce ai nevoie de mai mult? Ia bă, frumosule. Nici eu nu mai am așa de mult, dar e ok. Dar stai puțin, pe unde vine? Aici ar trebui să vină etajul celălalt. Bine, dar în general, ideea o să fie ca cea veche, adică o să fie... cine și-a damage acolo? Ups. O să facem tot genul ăla, dar decorul o să fie schimbat. Da, adică șmecherie. Dar mi-e place că pot să le dau acces la oameni pe claim, adică chestia e că cum ar fi bag un abonat și acela a intrat cu scopul de a sparge bază, să spunem, adică nu sunt toți, dar bunii așa fac. Și nu o să bubui toată baza, cel mai probabil o să bubuie camera cu chestii unde o să fie public și camera lui sau a vecinilor, atât, adică nu o să bubuie toată baza, nu o să aibă ocazia. Și asta e destul de bine, bine, eu o să aleg camera cu pe un claim cu persoanele care am încredere în ele, adică, na. O să-mi iau și eu camera, e logic. Și nu sunt genul de om care, mamă, frate, facțiunea mea mi-au 30 de camere, că e facțiunea mea și fac ce vreau, nu, adică fiecare suntem egal, le luăm fiecare câte o cameră de 5 blocuri și toate cele. Orică aici s-a apucat băieții să mai pună, bine, hai să-i ajut și eu, că, na. Știu că nu e ceva așa de interesant la la episodul ăsta, dar totuși, frate, e primul episod, ce vrei să fac, să mă să dau raid? Și am vrea să vă spun, un cap de wither, yay.
Deci, mi-a dat. În fine, mi-a dat un mesaj un abonat, bă, Drink Up The Reader, și eu, logic, am zis da. Și m-aș la spawn și mi-l-a dat. Frumos, nu? The show damage pe aici, bă. The show crash aici la mine în videoclip. Aia nu-i baie, aia. Nu-i prima dată. Nu chiar dacă aveam fete. Și apropo, persoanele care le-a spus numele, am văzut că mi-a dat toți Skype-ul în comentarii. Asta înseamnă că e destul de vreodată, nu pot să-i bag în parțiune, bă, să dați și voi seama. Și tavanul, dar o să facem camerele și după o să facem și tavanul. E gata. Și da, cei care nu mi-au lăsat Skype-ul și au apărut în listă, sau dacă nu v-ați uitat la episodul cu lista, vă rog să uitați. Uitați acolo, bă, un coment cu recrutările, mai bine zis. Îmi dă un mesaj, bă, pe mine vreau să fac cine, Jude, dacă nu-mi dai Skype, cum vrei să te bag? Fără Skype nu bag pe nimeni. Adică, schimb că n-ai microfon, frate, stai pe mut când dăm raid sau ceva de genul. Legem beta, ia cadou. Oh, cadou. Dăm. What the fuck? M-a dat mereu pe... Bă, uite ce băia bun. Oh, da. 3 perle, destul de bine, adică... E perlă, frate, destul de bună. Și hai să ne ocupăm de... chestia asta. Au. Aici a pus să pitești chest, adică o să vin aici, o să pitești chest-ul. Nu prea bună idee, era, na, hai să nu fim nubi. Și după care o să scot accesul la toate persoanele, o să fac un tabel cu semne și o să dăm acces doar persoanelor care au ales locul de cameră pe claim-ul respectiv. Trebuie să mă ocup eu de asta, dar nu acum. Să terminăm și noi camera. Bă, momentan vrea să fie așa, adică după faci și etajul celălalt. Dar facem acum. Am nevoie de lemn normal și nu am workshop. Mai trebuie cable. Bă, what the fuck? Hai că mai iau și eu ceva de la shop, pe mai pun în ce de asta. Vreau să iau și... bă, hai bă, gata. Ce mai aveam nevoie de lemn de asta? E ieftin, mă, gata. Am luat, ajunge un stack. Ăsta, mă zic, să-i dau invit, frate, pe bune. Sunt multe persoane care îmi spun, bă, dă-mi invit că am trăit în lista cei mai activ de abonat și... da, să-i dau invit. Bă, pe în primul rând trebuie să... știu și eu că l-ai contul tău de YouTube. Da, bă, bă, chiar îl știu. Au scuze. Dar au fost și persoane care nu aveau nicio legătură cu asta și s-au uitat pe YouTube și a văzut că... am făcut recrutor și hai să mă păcălească. Bă, frate, stai, bă, stai. Cu ce am vorbit pe Skype, e cel mai activ abonat de aici. Da. Cum să nu-l bag, mă, pe el? Nu mai am loc în inventar. Mai trebuie să mă duc mai departe ca să... până că avem inamici și nu pot să-mi dau... home, dacă sunt ei în preajmă. Trebuie acoperirea vanul, nu? Da. Hai. Bă, ce-am făcut? Ce e foame, bă. Gata, acum nu mai e. A venit Moș Crăciun. Ajunge, da? Vreau să fac uși. Uite o să fac, habar n-am. 30, mi-ajung? Hai să mai facem. Hai să lăsăm atât, adică, dude. Să facem și noi până la urmă. Așa. Vrei ca protection 4, da. Protection 3, da. Respiration. Nu-i baibă, uite cum se face rost de iteme.
La chestia e că eu nu am jucat așa în ultimul timp mult Faction și nici nu promit că să juc așa de mult. Tarna, sper că abonați, că să știa că City Faction sunt ceva mai rapid. Și o să fac eroi de cap de Wither și o să mă scoată pe mine din brele. Aici în fund o să fie lista cu cei care au acces pe claim-ul respectiv, cum a fost și data trecută. Acum mă pun să pun uși, adică pe care îi punem aici uși. Ce faci bă ăla? Ah, pune tavanul. Păi. Aici vine, nu, 3. Am zis să facem camera de 4. Dăm. Deoarece, mi-a dat set full. Bă, nu e așa de bun, dar e mai bun ca al meu. Pantaloni, nu e așa de bun, dar e mai bun. Flambal. Bă, dăm. Bă, ai cap. Vedeam că e blur de flambal. În fine, de cam aici trebuie. Punem și așa, ăsta o să fie etajul 2, dacă nu v-ați dat seama. După care trebuie să facem aici un model și maker, dar mai trebuie să lăsăm așa. Frate, și că e bloc, uitați și voi cum să vedeți că e... Hai să facem și aici în fund. Ca să nu retenim la sol. Și da, stone brick o să fie materialul principal cu care o să muncim, adică e logic. Ăsta e și cel mai ieftin și arată și ok, adică e așa o piatră și mechere. Sunt confan acum. Altă. Perfect. Cred că după să fie spam bine, o să-i pun eu pe mult când o să dăm raid. O să sun cumva și cui băsi eu o să... îi pun pe mult, e logic, și cui nu o să las ca să vorbească civilizat. Și ăsta stă și stă, eu vorbează la mine, cum pun. Ceva normal, adică... Da. Chiar că am băgat, cred că am băgat... Stai că suntem, bă, momentan. Suntem 15. Am băgat aproximativ 7 persoane din 15, adică destul de puține. Din cei activi. Și da, tocmai v-am spus să lăsați Skype-ul, cei care au oferit în listă și nu mi-a dat Skype-ul. Că, na. Cum să vă barbă fără Skype? După acolo să facem noi chestia aia și maker, vreau să mai desenăm o dată sabia aia pe tavan. Într-un timp, chiar mi-a luat cineva diamantele din sabie și după am făcut râd, le-am spus dacă nu pune diamantele, dau click la cine consider eu că a luat. Și le-a pus la loc. Păi până la urmă, da frate, adică mă chinui să fac o sabie de diamond pe tavan și vine unul și îmi ia diamante din sabie. Ești nebun? Nu-mi place așa. Bine, chestia e că nu prea aveam pățit să dau vina că... Schier în tot ce am credere, că dacă nu aveam credere, nu-i băgam. Și da, așa e motivul. Hai că am făcut eu și tavanul ăsta, au, deși mi-am rupt picioarele acum. Punem uși. După care trebuie să... facem acolo și mecherie. Bine, dar hai să momentan să umplem cu stone brick și după vedem cum arată mai bine. Bă, dar stai, cum vine asta? Gata. Perfect. Cred că o să sun și cum fac ca să nu știu, cum nu știu mai bine cei care am gata noi infarțiune, că n-am vorbit niciodată cu ei și la da, bine, ei mă știu pe YouTube, dar eu pe ei nu. Hehe. Deci m-ai chinuit? Da, dă-te, bă, jos. Uite, s-a rupt pixel de la bun. Ce ai de cap, nu? Eu am văzut pixel de la numai în filme. Ce fac cu ăsta, frate? O să-l pun în ECS pe tu. Am dat ECS. Adam, da, nu, gata, și ușile, și mâncare, nu, asta e normal, în fine, hai să-l fim aici, deci a pus capul de flambal, se crede cu fos. Um,
Uite, mamă, muncitori aici, uite, e mari constructori. Hai să-i ajut. Mai avem cobblestone? Oh, mai avem destul de mult. Totuși, fiera, dar am luat un inventar de stone. Și ghezi. E 300 un stack, adică destul de convenabil. Și acum mai am 38.000. 400.000, cred că mi l-a dat Master Duck ăsta. Mister... ceva de genul. Ceva ca mea. L-a pus să-și pună numele ăsta. Încerc să evit persoane de gen care mă se chiri. După facțiune. După server, dar în fine. Dar dacă mă să mai dau ignore și pur și simplu scap de ei. Destul de nasol să ai o facțiune și facțiune destul de puternică. Hai să spunem că e facțiunea asta, Legendary. De orice te sâcâie mult, adică sunt destul de mulți. Bă, ce-mi vreau grifat arena, cred că un creeper. Și avem și loc la spawn, cred că avem două claimuri, nu mai mult, adică n-am prins așa de mult, orice. Când s-a dat wipe, era zonă PvP, acolo în spawn. Și n-am bătut, am bătut, m-au omorât și am pierdut power. Adică m-au omorât și eu, m-au omorât și ei și aveam... îmi sese puterea și n-avem cât să dau claim, vă dați și pe seama. Ca uitați toată PVP-ul de spawn. Deci practic e vina lor, bă, nu am ea. Bine, sunt mulțumit cu locul care l-am prins, adică... chestia ce mă enervează e că o să facă capcan acolo și mulți din parțiune o să duc acolo ca niște deștepți și o să moră, că n-a... aproape că am terminat, bă, de acolo a stupat băieții, a, nu-i bai, o să spargem noi, că nu avem timp. Aici ai aproape terminat, aici o să fie regulament pe peretele ăsta, e logic. Dar stai că, cred că am uitat ceva, 1, 2, 3, 4, 5. What? Stai bă. N-am idee. În fine, hai să lucrăm așa. Dar aici e chestia că trebuie să fie peretele de două grosime. Da, nu știu. Bă, uite că aici e destul de bine. Trebuie să mai punem și tavanul, după care să punem și șmecheripacia, dar asta în alt episod. Deci, dacă vă place și... vrei să continui seria, întotdeauna dați un like, am fost Legend Beta, e echipa Legendary, adică Legendary, și ne vedem data viitoare, ciao!